Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Sălaj insistă pe preluarea solicitărilor pentru acordarea sprijinului la suprafață, dar și pentru alte sectoare, prin depunerea solicitărilor online, adică prin intermediul internetului, astfel încât să fie evitată aglomerația la sediul APIA, iar această acțiune să se deruleze în condiții mai bune. În aceste condiții, fermierii, indiferent de vârstă, că locuiesc la oraș sau la sat, trebuie să deschidă calculatorul, chiar dacă au sau poate nu. În aceste condiții, pentru evitarea unor eventuale probleme între APIA Sălaj și bibliotecile comunale a fost încheiată o convenție, iar bibliotecarii va trebui să le ofere fermierilor tot sprijinul necesar, astfel încât aceștia să-și poată depune online solicitările.